de acum la învățăcei, încât și ei luminează în toate părțile lumii. Deci așa să luminați toți înaintea tuturor, ca în limanul păcii dulce să ajungă mult popor. Groaznică întunecimea, valul mării furios, mulți privesc cu nerăbdare după vreun far luminos. Deci așa așa să luminați toți înaintea tuturor, ca în limanul păcii dulce să ajungă mult popor. Pace! Să ne rugăm Domnului. Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumim pentru timpul acesta de rugăciune, Doamne. Îți mulțumim pentru că ne-a ajutat, Doamne, să ajungem cu bine și te rog să binecuvântezi fiecare frate, soră, tânăr, Doamne, care a ales ca în această seară să fie în casa Ta, Doamne, de rugăciune. Te rog, Doamne, să binecuvântezi și pe cei care n-au putut să ajungă din diferite motive, Doamne, de boală sau alte probleme, Doamne. Te rog să fii cu cei care sunt pe drum. Și te rog, Doamne, să cercetezi și pe cei care neglijează acest timp de rugăciune, Doamne, și să pui în ei dorința, Doamne, de a fi și ei aici cu noi. Îți mulțumesc, Doamne, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să citim din Epistola lui Matei, de la capitolul 4. Evanghelia după Matei, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 11. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-L slujească. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Unul din cele mai bune exemple din viața Domnului Iisus care poate să ne ajute atunci când avem de luat o decizie este confruntarea cu diavolul în pustie. După ce Domnul Iisus a fost botezat în râul Iordan, a fost dus de Duhul în pustie, unde a postit 40 de zile, apoi diavolul a venit la Domnul Iisus cu trei oferte tentante. Cele trei răspunsuri ale Domnului Iisus reprezintă pentru noi trei principii care să ne ajute atunci când
avem de ales între anumite alternative, între diferite alternative. Prima decizie pe care a trebuit să o facă Domnul Iisus a fost aceea de a schimba sau nu pietrele în pâini. Răspunsul Domnului Iisus este în Matei 4:4. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Din acest răspuns avem primul principiu care să ne ajute, să facem întotdeauna decizii în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. A doua decizie pe care a trebuit să o facă Domnul Iisus a fost să sară sau nu de pe streașina templului. Răspunsul Domnului Iisus îl avem în 4:7. De asemenea, este scris, a zis Domnul Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. A doua decizie pe care răspunsul Domnului Iisus ne arată cel de-al doilea principiu. Niciodată să nu luăm decizii care îl ispitesc pe Dumnezeu. A treia decizie a Domnului Iisus a fost să-i se închine sau nu lui Satan. Răspunsul îl avem în 4:10. Pleacă Satanul, i-a răspuns Iisus, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. De aici avem al treilea principiu, să nu facem decizii care să reducă închinarea și slujirea noastră față de Dumnezeu. Ce putem noi să învățăm de aici este ca să-i cerem Domnului să ne ajute ca orice decizie pe care o luăm să fie după cuvântul lui Dumnezeu, să nu-L ispitească pe Dumnezeu și să nu diminueze închinarea și slujirea noastră față de Dumnezeu. Să ne ridicăm și îndemnați de aceste cuvinte să ne rugăm Domnului să cerem ajutorul Lui. Doamne, mulțumim că în această seară ne găsim în casa Ta. Mulțumim pentru sângele Domnului Iisus care ne curățește de orice păcat și acum în numele Lui și prin meritele Lui. Vin să te rog și pe mine să mă luminezi felul în care iau decizii ca să te onoreze pe Tine și ajută-mă ca să te să servesc mai mult și să-ți dau slavă mai mult prin viața mea și prin felul meu de comportare. Și îndură-te de fiecare de aici și în mod deosebit de copiii mei. Amin. Amin. Doamne, doresc și eu să te slăvesc cu viața mea și îți mulțumesc că mă asculți la aceasta. De asemenea, te rog să cercetezi pe Hena și să te înducă ea și să-i dai sănătate. Amin. Doamne, Tată Sfânt, mulțumesc pentru cuvintele acestea, mulțumesc că ne aduci aminte să nu disperăm după hrană și sustenanță, ci să ne încredem în cuvântul Tău, să ne hrănim cu El, să nu ispitim numele Tău cel Sfânt prin atitudinile noastre și prin necredința noastră și să nu aducem închinare nimic și nimănui decât Ție. Te rugăm, îndură-Te și ajută-ne ca în biserica aceasta și în viața mea și în viața casei mele lucrul acesta să fie la loc de cinste. Te rog frumos să păzești și copiii mei și pe toți cei care te iubesc. În numele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Doamne, și eu te laud din toată inima că mi-ai dat mântuirea Ta și îți mulțumesc că în fiecare zi te îngrijești ca să lucrezi cu mântuirea aceasta și să pot să mă asemăn mai mult cu Domnul Iisus. Te rog să mă ajuți că atât cât învăț și cât Tu îmi spui din cuvântul Tău sau prin Duhul Tău cel Sfânt să pot să înfăptuiesc și să mă las transformată de Tine. În numele Lui te rog și îți mulțumesc. Amin. Doamne Iisus, îți mulțumesc că astăzi am putut să fiu în casa Ta și te rog ca să mă ajut ca în tot ce cer, ca să te onorez și ca să nu ca să te slovesc și ca să nu te amintiu și mulțumesc pentru tot. Amin. Amin. Mă închin și eu înaintea Ta și îți mulțumesc din toată inima Tatăl meu care ești în ceruri că ne-ai mai dat o zi de har, mulțumesc că din nou ne vorbești, mulțumesc că mai Tu ne poți deschide inima, Doamne, să fim receptivi la cuvântul Tău. Te rog mult de tot să-L lași să lucreze în inima noastră și în mod special te rog pe mine să mă ajut să mă apropii mai mult de Tine, să mă las cercetată, să mă las prelucrată de Tine și te rog, Doamne, din adâncul inimii să mă ajut să nu Te ispitesc în nimic din tot ceea ce fac și să mă ajut să fiu o mărturie acolo unde mi-a așezat. Mulțumesc pentru casa mea întreagă, pentru copiii mei și pentru nepoții mei pe care te rog să-i binecuvintez pe fiecare, de la mic la mare, Doamne, cu
apropiere de tine, cu cunoașterea ta și în mod special pentru Josh, mă rog acum să-l binecuvintezi în alegerile lui și călăuzește-l în drumul care îl are de făcut, Doamne, înainte și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus că ne asculți. Amin. Doamne Sfinte, îți mulțumesc și eu că sunt în casa ta, Doamne, și vin înaintea ta, Doamne, să mă curățești, Doamne, și să mă folosești, Doamne, așa cum vrei Tu, Doamne, pentru slava Ta și să fii slăvit, Doamne, și să se poată bucura și alții de Tine prin mine. Amin. Doamne, și eu îți mulțumesc din toată inima și pentru seara aceasta, pentru cuvântul care a fost citit, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești așa de bun și ne înveți și ne călăuzești, Doamne. Ajută-mă și pe mine, Doamne, să mă las călăuzit întotdeauna de Tine, Doamne, de Duhul Tău ce Sfânt și îndură-Te și de noi și de copiii noștri, Doamne, în toate deciziile, ajută-ne ca să Te slăvim pe Tine. În numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Amin. Doamne, îți dau și înaintea Ta și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, Doamne, care încă ne cercetează, Doamne, și ne deschide inima, Doamne, te rog să curățe și viața mea, Doamne, să Te poți folosi de mine. Amin. Doamne Iisus, să mulțumesc pentru această zi și pentru ce ne-ai dat și te rog ca să fii cu mine ca să te servesc în tot ce fac și te rog ca să fii cu mine ca să merg pe calea Ta și ca să fac decizii bune. Amin. Doamne, vin și eu în această seară înaintea Ta. Să mulțumesc pentru cuvântul Tău, Doamne, și te rog să-mi dai și mie credință că așa cum spui Tu, Doamne, așa să cred, Doamne, indiferent de tot ceea ce vine înaintea mea, Doamne, te rog să-mi deschizi ochii credinței, Doamne, și prin Duhul Tău să mă întărești, Doamne, împreună cu casa mea, împreună cu soția și cu copiii mei, împreună cu frații și surorile de aici, Doamne, împreună cu toată biserica Ta, ca într-adevăr să fim plăcuți Ție și să ne sfârșim alergarea într-un mod în care să Te onoreze pe Tine. Amin. Tată Ceresc, Doamne, mă închin înaintea Ta și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care mi-a dat și mie viață și a dat viața atâtor suflete, Doamne. Îți mulțumim că Tu Te-ai apropiat de noi, niște făpturi, Doamne, trecătoare și ne-ai descoperit cuvântul Tău minunat și căile Tale pe Tine însuți prin Domnul Iisus Hristos. Te rog, Doamne, să scrii cuvântul acesta în inima mea. Te rog din toată inima să-mi dai putere să-L împlinesc în viața mea, Doamne, și pentru mine și frații mei, ca viața noastră să fie o laudă pentru numele Tău. Amin. Doamne, Te rog și eu să ne umpli de cuvântul Tău, să ne vrednicești în fiecare circunstanță a vieții noastre, să putem să răspundem după voia Ta. Și mai te rog pentru cei bolnavi din biserica noastră să le faci parte de atingerea Ta vindecătoare. Amin. Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru că m-ai adus aici. Te rog ca să mă ajut ca să fac decizii bune și după voia Ta și te rog ca să-mi dai o inimă smerită. Amin. Amin. Doamne, și noi suntem ispitiți de multe ori și doresc din toate inima să ne dai cuvântul Tău întotdeauna cu care să putem să rezistăm, să ne împotrivim celui rău. Sfințește-ne, Doamne Iisuse, și dă-ne o biruință, o viață de biruință. Te rog și eu să binecuvântez copiii noștri, să-i întărești, să-i ții aproape de Tine. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Tată Ceresc, eu îți mulțumesc că sunt în casa Ta împreună cu frați și surori. Mulțumesc pentru cuvântul Tău, te rog să mă ajut să-L cunosc și să mi-L amintesc când am nevoie ca să știu ce să răspund și ce decizii să iau după voia Ta. Te rog să binecuvintez pe cei bolnavi, pe sora Lidia Selagia, pe Amin. Simona, pe sora Marusia, pe fratele Cristi, te rog și pentru sora Dana Văduva, te rog să-i întărești, Doamne, să-i binecuvintezi pe fiecare după voia Ta. Slavă Ție pentru toate. Amin. Părinte Ceresc, te rog și pe mine să mă ajuți ca totdeauna eu și casa mea să luăm decizii corecte care să aducă Ție slavă. Amin. În numele Domnului Iisus îți mulțumesc, o Tată Ceresc, pentru timpul acesta de har, când putem să stăm din nou înaintea Ta, să ne închinăm Ție, să ascultăm cuvântul Tău. Te rog, fă-L viu și lucrător pentru orice inimă care a intrat în casa Ta în această seară. Te rog, ajută-ne să-L putem pune în aplicare și de la mic la mare să luăm decizii înțelepte după voia Ta, să nu facem niciun pas până nu cerem călăuzirea Ta. Îți mulțumim că Te vei îndura. Amin. Doamne Iisuse, ajută-mă să pot să țin cuvântul Tău în inima mea și cu ajutorul Tău să pot să cuceresc bătăliile cu ispitele în Doamne Iisuse. Amin. Îți mulțumesc, Părinte Ceresc, că prin sângele Fiului Tău mă primești la picioarele Tale. Îți mulțumesc, Părinte, pentru încurajarea cuvântului Tău, Doamne. Îți mulțumesc că la Tine găsim iertare, îndurare și răbdare.
Părinte, vreau să-mi cer iertare înaintea ta, pentru că de multe ori am crezut pradă celui rău în ispitele lui. Te rog să mă ierți, Doamne. Te rog de asemenea să primești mulțumirile mele cu privire la răspunsul unor rugăciuni. Îți dau ție toată slava și toată cinstea și tu meriți totul. În numele Fiului tău te rog. Amin. Doamne, Tată, te rog să-mi dai înțelepciune ca să fac decizii după voia ta. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc în această zi, îți mulțumesc că ai murit pe crucea pentru păcatele noastre și te rog ca să ajuți toți care nu știu pe tine. Amin. Doamne Tată, îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc că pot să fiu în casa ta. Te rog frumos, Doamne Tată, că când sunt confruntat cu ispitele mele, Doamne Tată, să vorbești prin ei și să am un răspuns care e după voia ta. Amin. Doamne, Tată Sfânt, îți mulțumesc, Doamne, și eu pentru seara aceasta, pentru cuvântul ascultat, Doamne, ajută-mă, Doamne, să strâng pe deplin în inima mea, Doamne, și orice decizie voi lua o să fie după Sfântă voia Ta și eu îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Doamne Iisuse, ajută-mă ca să fiu un bun creștin și te rog ca să trăiesc prin cuvântul Tău. Amin. Să fiu în casa ta și îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei care s-au adunat aici și trebuie, Doamne, și ca să strâng cuvântul tău în inima mea și ajută-mă ca să fac decizii care te onorează pe tine. Amin. Amin. Să luăm loc și să mai slăvim pe Domnul cu o cântare. Dar 199. Vreau să am pe Iisus cu mine că nu pot merge singur. A doua parte a timpului de rugăciune ne vom ruga pentru cei bolnavi și pentru cei care au probleme, dar înainte ca să îi amintim, aș dori doar să vă citesc un pasaj legat de tot de decizii. Nu cunosc autorul, l-am găsit și eu, dar mi s-a părut foarte concludent. Fiecare dintre noi are libertatea de a lua decizii. Ceea ce nu putem face este că noi nu putem hotărî care vor fi consecințele deciziilor noastre. Ce suntem și ceea ce vom deveni este suma tuturor deciziilor pe care le luăm. Aș dori să amintim pe cei bolnavi și, în primul rând, aș dori să ne rugăm pentru micuța Hana, nepoata fratelui Daniel și a sora Geta, care este la spital cu probleme cu gripa, și să ne rugăm pentru ca Domnul să îi dea vindecare și însănătoșire. Apoi pentru sora Lidia Sălagea, pentru sora Marusia, fratele Lazar, și dacă sora Tana Văduva de la Cleveland, pentru sora Marinela Ștef, dacă mai sunt și alte probleme sau alte cazuri, vă rog frumos să le spuneți acum și să le aducem înaintea Domnului. Pentru fratele Ilie, fratele Bogdan. Am un vecin pentru care i-am spus că o să mă rog special anul ăsta și cu biserica pentru el. Numele lui este Liviu.
Și aș vrea să rog pentru mântuirea lui și o căzut sub patima alcoolului și am zis că, uite, pentru lucrul ăsta o să mă rog și Domnul să se îndure, să se îndure, biruința. Să ne ridicăm și să-i aducem pe toți cei care au fost amintiți în rugăciune ca Domnul să se îndure și fiecăruia să-i dea vindecare și însănătoșire. Amin. Te rog să binecuvintezi Tu seara aceasta, Doamne, te rog să binecuvintezi cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne, că ori de câte ori ne vorbește, vrea să ne cerceteze. Doamne, m-a cercetat și pe mine acest cuvânt în seara aceasta și Te rog să mă ajut și pe mine ca ori de câte ori iau o hotărâre, Doamne, sau o decizie, să o fac bazată pe cuvântul Tău și numai înainte de aia, și numai după ce am venit și Ți-am spus Ție problema, Doamne, și Te rog ca prin Duhul Tău cel Sfânt Tu să-mi dai înțelepciunea necesară, Doamne. Te rog să Te înduci de frații bolnavi și surorile bolnave care au fost amintite, în mod special, mă rog, pentru sora Lidia Selagia, Doamne, să-i dai sănătate. Amin. Te rog să-L binecuvintezi și pe fratele, să-L întărești, să poată să o susțină din punct de vedere moral și spiritual, Doamne, și Îți mulțumim că Îți vei face de săvârșit în lucrarea în viețile noastre ale tuturor. Amin. Doamne Iisus, Îți mulțumesc că pot să fiu în casa Ta în ziua aceasta. Te rog în special să fii cu toți care sunt bolnavi. Te rog să fii cu sora Dana Văduva în Cleveland și cu familia ei și te rog să fii cu Hannah și să o vindești la răbdarea Ta și mulțumesc pentru ziua aceasta. Amin. Tată Ceresc, Îți mulțumesc pentru harul pe care îl dai să fiu înaintea Ta și Îți mulțumim pentru prezența Ta în mijlocul nostru. Aș vrea, Doamne, să Te rog pentru toți care suferă în trup sau în suflet sau în duc, Doamne, Te rog, îndură-Te de noi, de toți. Te rog pentru Cristi Brat, Te rog pentru Lidia Selace, Te rog pentru fratele Lazar, Te rog pentru fratele Babi să-l întărești. Te rog, Doamne, și pentru Ilie Bogdan. Te rog, Doamne, să ai milă și ajută-ne, Doamne, să simțim unii cu alții, să ne purtăm poverile și numele Tău să fie slăvit în mijlocul bisericii. Amin. Amin. Doamne, Te rog să ai milă de cei care suferă și care au așa de multe probleme. Te rog să pui mâna Ta peste ei și să-i întărești în credința lor și dacă nu Te cunosc, să folosești timpul acesta ca să Te cunoască. Îmi rog în mod special pentru sora Lidia Selagia, pentru fratele Babi, pentru sora Văduva și te rog în mod special pentru Hannah și voia Ta să se facă. Amin. Tată din cer, vin înaintea Ta și te rog ca Tu să o binecuvintezi pe micuța Hana care este în spital și în special te rog pentru sora Selagia. Binecuvintează pe toți cei care strigă numele Tău și știu că Tu ne pregătești vindecarea înaintea ca noi să strigăm la Tine. Amin. Doamne, să Te mulțumesc pentru că am putut să venim la biserică în seara aceasta și mulțumesc că ești bun și că ne auzi și te rog să ai milă de Hana, Doamne, și te rog să fii cu ea și te rog să binecuvintezi părinții ei și să fii aproape de ei și te rog să ai milă de mama Rosa și să o faci mai bine acum la bătrânețe și te rog să ai milă de toți care sunt bolnavi și ca să pună toată nădejdea în Tine. În numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim și îți mulțumim pentru bunătatea și dragostea care ți-a arătat-o față de noi până în prezent. Te rugăm să binecuvintezi biserica Ta din locul acesta, rugăciunile noastre să le faci să ajungă la Tine. Te rog să cercetezi pe bolnavii bisericii noastre. Te rog să cercetezi și pe sora Lozneanu, Doamne, și pe sora Lavinia, Doamne. Lasă ca durarea Ta și bunătatea Ta să fie peste ei. Și îți mulțumim că ai fost, ești și vei fi cu noi până la venirea Ta. Amin. Amin. Doamne, Tată, să mulțumesc pentru ziua aceasta. Mulțumesc că pot să fiu în casa Ta. Te laud că ne asculți rugăciunile și că ești așa de credincios. Te rog ca să dai sănătate lui Hana și la toți ceilalți care sunt bolnavi. Te rog ca să ajuți pe sora Marina la Ștef. Te rog ca să fii cu Liviu, să îl ajuți să se întoarcă la Tine. Și te rog ca să mă ajuți pe mine să Te caut din inima curată. Amin. Amin. Doamne, Tatăl nostru, că ești în cer, îți mulțumim pentru că L-ai trimis pe Domnul Iisus pe pământ să trăiască printre noi. Îți mulțumim, Doamne, că în El avem un exemplu de luptă împotriva ispitelor care le întâmpinăm în permanență. Te rugăm, Doamne, acum ca biserică să ai milă Tu de cei din mijlocul nostru care suferă, Doamne, și care au nevoie de vindecare. Tu ești medicul cel bun și Tu îți vei desăvârși lucrarea în fiecare. Amin.
Doamne, Tată, să mulțumesc că Tu ne ții în mâinile Tale și mulțumesc că ești un adăpost în timpul grele și Te rog ca să fii cu toți care sunt bolnavi și să-i faci mai bine și Te rog ca să ajuți ca încercarea asta să aducă mai aproape de Tine și mă rog în special pentru sora ta Năvăduva și pentru Hannah și Te rog ca să fii și cu toți ceilalți care au fost amintiți și mă rog toate în numele Domnului Iisus. Amin. Doamne, Tată, ce minunat și plin de har este să fim împreună adunați înaintea Ta, Doamne. Și mulțumim că ești cu noi, Doamne, și mulțumim că puterea Ta este la lucru încă în viețile noastre și prin noi, Doamne, în lume. Te rugăm să ne învrednicești cu o măsură nouă, Doamne, de har și de mărturisirea cuvântului Tău, Doamne. Te rog ca să binecuvintezi umblarea noastră în lume, Doamne, și prin necazuri și încercări Te rog să ne apropii de Tine și Te rog să lucrezi mântuire în viața celor din jurul nostru. Te rog pentru cei din familia mea, Te rog pentru Delia să o întărești, Doamne, Te rog să-i dai sănătate și să-i dai mântuire și mărturisire cu putere, Doamne. De asemenea, Te rugăm pentru toți alții, Doamne, din jurul nostru care nu frecventează o biserică. Doamne, binecuvintează, Doamne, pe toți și lucrează că atunci când ne întâlnim cu ei să vadă, Doamne, că ceva este diferit la noi care vine de la Tine. Și noi Te slăvim și Îți mulțumim. Amin. Amin. Doamne Iisuse, Îți mulțumesc pentru că ne asculți rugăciunile noastre. Doamne, Te rog să ai milă pe cei care sunt bolnavi, în special pe mătușa mea și pe Hannah și pe sora Marinela. Te rog să fii cu toți alții care sunt bolnavi, să fii cu familia lor și să le încurajezi. Amin. Amin. Doamne Iisuse, mulțumesc pentru această ziua și Te rog pentru cei bolnavi să le dai vindecare. Amin. Doamne, să-ți mulțumesc pentru această zi și Te rog să ajuți pe sora Lydia și Te rog să ajuți pe Hannah și Te rog să mă ajuți ca să iau decizii numai după voia Ta. Amin. Și eu îți mulțumesc, Părinte Ceresc, pentru Domnul Iisus care ne-a deschis o cale nouă și vie către Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău și Te rugăm să Te înduri de cei bolnavi, Doamne, de cei din familiile noastre care nu sunt credincioși, Doamne, Te rugăm să Te înduri de ei. Și de copiii noștri, Doamne, să îi binecuvintezi de mici cu mântuirea Ta și numele Tău să fie lăudat. Amin. Doamne Iisus, să mulțumim pentru ziua aceasta și Te rog să ajuți pe cei care sunt bolnavi și să ajuți și Te rog să ajuți pe cei care nu știu prin Tine să se întoarcă la Tine. Amin. Doamne Iisus, să mulțumesc că am venit la cer și ca să fiu cu oameni care sunt bolnavi. Doamne, să-ți mulțumesc pentru sănătatea care ne-ai dat și Te rog să ajuți pe Ioana, pe Denisa, pentru sora Maruse, pentru sora Dana Vudova și ceilalți care sunt bolnavi, Te rog să-i vindeci Tu după voia Ta. Amin. Și eu mă închin înaintea Ta, Tată Ceresc, pentru că împreună cu biserica Ta suntem adunați la rugăciune și că Tu-ți pleci urechea la rugăciunile noastre și vreau să mă rog în mod deosebit pentru vecinul Marius, Doamne, să-l mântuiești de păcat, Doamne. Te rog să Te înduri și de vecinii mei, să-mi dai îndrăzneala de care am nevoie, să vestesc cuvântul cu călăuzirea Duhului Tău și Te rog să ne ajuți pe fiecare dintre noi să fim o mărturie bună pentru cei în mijlocul care la trăim. Amin. Doamne, Te rog pentru toți cei bolnavi, pentru sora Lariu, pentru sora Ștef, pentru Hannah, pentru toți care sunt pentru Dana Vădova și Te rog să-i vindești după voia Ta. Amin. Amin. Doamne, care ești îngerul Tău, Te rog și pentru bunătatea și dragostea Ta, Doamne. Te rog și pentru mine să mă fac să iau decizii. Vă plac cu Tău, Doamne. Te rog în special pentru bolnavii acestei biserici, Doamne, să-i însălătoșești, Doamne. Și pentru copiii fraților care s-au depărtat de Tine, să-i aduci înapoi, Doamne, iar pentru copiii noștri și cine familie noastră care nu s-au predat, Te rog să-i aduci pe ei la mântuirea Ta. Amin. Amin. Îți mulțumesc și eu, Tată bun din ceruri, pentru cuvântul Tău și ajută-mă numai Ție să mă închin, Doamne, și să strâng cuvântul Tău și să-L păzesc eu și casa mea, Doamne. Te rog acum pentru Hannah să dai Tu vindecare de plină, Doamne, Te rog să Te atingi de trupul ei, Doamne. Te rugăm pentru sora Ștef, Doamne, Te rog să o eliberezi Tu, Doamne. Te rugăm pentru Liviu, Doamne, pentru mântuirea lui și pentru eliberarea lui, Doamne. Te rugăm pentru Ilie, Doamne, Te rog să Te atingi de trupul lui, Doamne, și pentru sora Marusia, pentru sora Văduva, Doamne, pentru sora Selage, Doamne, Te rog atât de mult să se facă voia Ta în viețile lor. Amin. Amin. Mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, pentru dragostea și iubirea care ne-a arătat-o
prin Domnul Iisus. Mulțumim că ne-ai făcut copiii Tăi. Doamne, Te rog frumos, ajută-mă ca în continuare, Doamne, să ascult de cuvântul Tău, să iau decizii după voia Ta, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, toți bolnavii care au fost amintiți, Doamne, să-i binecuvintezi cu cercetarea Ta, Doamne. Și dacă este voia Ta, dă-le vindecare, Doamne. Mulțumim că vei face mai mult decât știm noi să cerem, Doamne. În numele Domnului Iisus, fii slăvit. Amin. Doamne Dumnezeule Mare, întâi îți mulțumesc pentru răspunsul la rugăciuni. Pe aceea îți mulțumesc pentru puterea și energia pe care mi-o dai să pot să vin în casa Ta, ca cel puțin în aparență să nu mă simt atât de bolnavă. Îți mulțumesc pentru tot ce primesc din mâna Ta. Te rog, Doamne, pentru cei bolnavi care strigă numele Tău, toți cei care au fost amintiți, Te rog, Doamne, dacă-i voia Ta, îndură-Te de fiecare dintre ei și dă-le sănătate și, în mod special, mă rog pentru micuța Hena. Te rog, Doamne, din toată inima mea. Numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Să încheiem timpul de rugăciune cu rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să luați loc și în timpul unei încântări să ne închinăm și cu darurile noastre de bunăvoie. ...1424, în ce cor minunat, în cerescul palat, vom cânta îngerești melodii. Secretarea nouă. Sper că vă mai aduce aminte de ea. În ce cor minunat, în cerescul palat, vom cânta îngerești melodii. Când noi răscumpărați în Iisus înviați, acasă în cer vom sosi. Acasă când noi vom sosi, baby.
binecuvântată speranța aceasta a casei. Un loc despre care vom putea în sfârșit să zicem că nu mai suntem călători. Așa. Care nu se mai ia de la noi. Și îmi pare bine să fiu din nou cu dumneavoastră în seara aceasta, împreună cu Domnul, să ne îmbărbătăm unii pe alții din Cuvântul lui Dumnezeu și prin însăși prezența noastră și prin rugăciunile noastre. Mă gândeam la o cântare, la o altă cântare, ascultând rugăciunile noastre, nu mă gândeam în altă parte, dar mi-a venit, mă auziți cum răspund, zic amin, așa. Dar mi-a venit în minte prima strofă a unei cântări. În forma ei originală zice cântarea așa: inim lângă inim strângem să avem pace pe pământ. Și mi-am uitat că suntem strânși așa compact și stăm corp lângă corp, persoană lângă persoană, dar cred că stăm și inimă lângă inimă. Și în mod deosebit se manifestă lucrul acesta când ne unim în rugăciune și facem aceeași rugăciune după îndemnurile pe care le primim aici și când ne aducem aminte de frații și de surorile noastre și de vecinii noștri și strângem inimă lângă inimă. Acum, într-o vreme, eu încă am apucat versurile vechi. După aceea a trebuit să le modifice, frații, ca să le fie pe placul comuniștilor, dar pare bine că am învățat cântarea aceea să strângem inim lângă inim. Știți cântarea, nu așa? Domnul să ne ajute. După ce terminăm serviciul în seara aceasta, este repetiția de orchestră și îndemn pe orchestranță să se grăbească. Știți ce mi-ar place? Așa mi-ar place să văd că lucrul pe care îl facem, îl facem cu râvnă. Chiar vrem să-l facem. Și orice dar pe care îl aducem Domnului, să-l aducem cu bucurie. Pentru că este scris, dacă este bunăvoință, dacă este bunăvoință, darul este primit. Și înțelept este din partea oricărui om care, tânăr, copil care aduce un dar Domnului, fie în timp, fie în efort, fie de orice fel, să-l aducă Domnului cu bucurie, pentru că numai atunci darul este primit. Domnul se bucură de el. Mâine seară, tinerii au activități, da? Mark? De la ora 7. Au cor și după aceea, așa, până studiu biblic. După aceea e ultima vineri din luna ianuarie. Vinerea următoare e 1 februarie. Sau o să fie un timp de rugăciune, timp noaptea aceea de veghe și de părtășie. După ce au tineri activitățile lor. Sâmbătă sunt iarăși ceva activități de tinere, da? Da. Și apoi, duminică ne întâlnim din nou cu ajutorul Domnului la 9 dimineața și la 6 după masa. Duminica viitoare este 2 februarie? Nu, e ultima duminică din... Când e ultima duminică? Acum e ultima duminică. Acum e ultima duminică. Duminica viitoare este cealaltă. Este prima din luna februarie. Avem adunare generală duminică seara după terminarea serviciului. Dacă avem oaspeți, sau dacă nu sunt oaspeți, frați, surori care doresc să aducă un salut bisericii, ne bucurăm să primim salutul acesta. Dacă nu, haideți, vă rog, să ne ridicăm și să citim câteva cuvinte din Evanghelia după Luca, de la capitolul 16. Începând cu primul verset. Luca 16, începând cu primul verset. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru ca atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor.
A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de un de lemn, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și ieși de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Vă rog să vă așezați. Să vă pun o întrebare grea. Dumneavoastră vă vine să credeți că Domnul Iisus îl laudă pe un om necinstit? Nu v-am auzit bine. Nu, așa-i? Acum, care e răspunsul la... Fratele Cornilescu a luat, așa cum este și traducerea, zice Domnul Iisus, stăpânul a lăudat pe ispravnicul nedrept. Și pilda aceasta este pilda ispravnicului necredincios. Acum, mai multe explicații se pot da. Înainte ca să mergem mai departe cu învățătura pe care o luăm de aici, haideți să privim bine și cu multă atenție, prima învățătură, să privim bine și cu multă atenție la cuvântul Domnului. Domnul Iisus îl laudă pe omul acesta, dar nu pentru că a fost nedrept, ci pentru că a fost înțelept. A doua explicație este că omul acesta n-a fost necinstit, lipsit de onestitate. Și am găsit o explicație care spune așa, cel care a făcut contractele respective cu datornicii stăpânului său a fost acest ispravnic. Omul acesta bogat era suficient de bogat, era foarte bogat, pentru ca să nu se ocupe singur de afacerile lui monetare. Era ca șeful gărzii în Egipt. Odată ce s-a dus Iosif acolo, nu și-a mai administrat casa și averea, ci l-a lăsat pe Iosif și el trăia bine pe urma administrației lui Iosif. Așa și omul acesta era un om bogat care nu și-a administrat singur averea. Avea un administrator și acesta era ispravnicul despre care am citit. Acum, când s-au încheiat afaceri cu capitalul omului acestuia bogat, cel care a încheiat contractele acestea, care a stabilit termenii contractului, a fost cel care avea dreptul de semnătură, și anume ispravnicul. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de loan restructuring? Loan restructuring, loan modification. Știți ce este? Ce este? Exact, se schimbă contractul există, contractul nu este anulat, nu se încheie un nou contract, ci termenii contractului existent sunt schimbați. E o procedură legală. Nu-i nimic lipsit de onestitate, cel puțin în privința aceasta. Acum, în vremea noastră nu se dau deal-uri așa de bune cum a dat ispravnicul acesta, dar era perfect sub autoritatea lui să schimbe termenii contractelor pe care le-a încheiat cu oamenii aceștia. Sau n-a înșelat, n-a mințit, n-a furat, ci și-a folosit autoritatea dată de stăpânul lui, atâta vreme cât încă era în isprăvnicie, încă avea dreptul să modifice termenii contractelor. Și a făcut lucrul acesta.
So, dacă a fost necinstit, n-a fost lăudat pentru necinstea lui. Dar există această posibilitate ca să nu fi fost necinstit. Doar înțelept. Doar înțelept. Acum, ce m-a atras, vreau să vă mărturisesc că m-am gândit din... Înainte m-am gândit la să urmăm cu o altă pildă în seara aceasta, dar așa nu știu cum m-am simțit foarte atras de pilda aceasta, pentru că există o paralelă extraordinară între pilda ispravnicului necredincios și pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, despre care tocmai am vorbit în joile precedente, și aș vrea să nu lăsăm timp să se scurgă, prea mult timp să se scurgă, până când privim din nou la pilda aceasta, și aș vrea să le punem una lângă cealaltă ca să vedem asemănările care există între aceste două pilde. În fiecare pildă există un om care este confruntat cu o criză și în fața crizei respective zice: ce voi face? Uitați, vă aduceți aminte ce a zis omul, bogatul care i-a rodit mult țarina? A zis: ce voi face? Omul acesta, care a fost confruntat cu criza lui, diferită de a celuilalt, a zis: ce voi face? Așa-i? Fiecare din oamenii aceștia a fost pus în fața unei crize care cerea o soluție. Și fiecare a venit cu o soluție, fiecare a făcut un plan. Și în la rândul lui, omul bogat, care i-a rodit țarina, a zis: știu ce voi face, iată ce voi face. Și a făcut planul lui. Voi strica grânarele, voi construi altele, voi... Așa, știu ce voi face, iată ce voi face. Acesta este planul meu. Omul acesta și el a ajuns la o concluzie și el a făcut un plan și a luat o decizie și a zis: știu ce voi face, iată ce voi face când mă scoate stăpânul din isprăvnicie. Și el și-a făcut un plan. Mai departe, planul fiecăruia din acești oameni a fost evaluat de Dumnezeu. Și aici încep diferențele. Adică nu aici încep diferențele, dar asta e diferența cu care aș vrea eu să încep. Unul a fost evaluat și Dumnezeu i-a zis: nebunule, rău plan ai făcut. Rău plan ai făcut. Celălalt a fost și el evaluat și Domnul Iisus a zis: bun plan, înțelepțește a lucrat omul acesta. Am privit la câteva din lucrurile care l-au făcut pe omul cel din tâi, pe bogatul care i-a rodit mult țarina, să fie evaluat în felul în care a fost evaluat, și am văzut slăbiciunile planului lui și nu mai mergem acolo, oricum timpul nostru este scurt în fiecare joi seara, dar aș vrea să vedem ce conduce la un plan înțelept. Haideți să facem un pas înapoi și să zicem, să ne întrebăm: ce este un plan înțelept? Ce face un... Cum definim un... Dacă vedem un plan, dacă cineva ne spune: uite, ăsta e planul meu, pe ce bază spunem e un plan bun, înțelept, sau un plan care nu este bun? Ce este înțelepciunea? Pe baza rezultatelor, exact. Evaluăm scopul. Înțelepciunea este abilitatea de a alege scopurile cele mai bune ca și mijloacele cele mai bune de a atinge aceste scopuri bune. Omul acesta și-a făcut un plan ca să-i meargă bine și a ales și mijloacele ca să-i meargă bine. Și omul din tâi a făcut un plan ca să meargă bine, dar mijloacele pe care le-a ales au fost dezastruoase. Și acum, înainte ca să mergem la planul în sine, să mergem la condițiile exterioare. Pentru că și în privința aceasta există o mare diferență între cei doi. Ce a condus, de ce fel, de ce tip era criza care a cerut
construirea unui plan. Care a fost criza omului căruia a rodit mult țarina? Un câștig foarte mare. Era confruntat cu un câștig confruntat. Înaintea lui stătea un câștig foarte mare. Un câștig cum n-a mai avut el niciodată. Înaintea omului acestuia stătea cea mai mare pierdere pe care a experimentat-o el vreodată în viața lui. Nu era sigură, nu era sigură pierderea aceasta, cel puțin după cum citesc eu. Zice așa, un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. Nu știu, îi risipea averea stăpânului său. Asta știți? Îi risipea averea. Nu, nu se știe. Cineva l-a părât, așa-i? Cineva l-a părât la stăpânul lui și stăpânul l-a chemat și a zis, dă-ți socoteală de ispravnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Nici nu l-a luat la verificare până când l-a amenințat, până când i-a spus care o să fie decizia. Acum, cred că felul în care ispravnicul zice, ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Acum, acel dacă, și în greacă, ca și în limba română, poate fi interpretat în mai multe feluri. Dacă există o măsură de incertitudine acolo, poate da, poate nu. Dar poate să fie și un fel de a formula odată ce. Ce voi face odată ce stăpânul îmi va lua ispravnicia? Și... eu nu știu dacă a fost necredincios, dacă a risipit averea stăpânului său, nu știu. În orice caz, situația asta a fost cea mai critică situație, din câte știm noi despre omul acesta, probabil cea mai mare pierdere cu care a fost el confruntat vreodată. Foarte amenințătoare. Și eu cred că și condițiile de mediu și evenimentele din viața noastră ne conduc într-o anumită direcție. Mi-e foarte greu. Mi-ar veni foarte ușor să dau din gură așa, dar nu vreau să dau numai din gură, ci vreau să îmi asum învățăturile acestea și să văd cum se aplică aceste învățături la mine. Și mi-e foarte greu să spun și să recunosc ceea ce mi se pare mie foarte clar în Sfânta Scriptură aici, și anume că atunci când ne merg lucrurile foarte bine și din ce în ce mai bine, omul căruia i-a rodit, bogatul căruia i-a rodit mult țarina, era un om căruia îi mergea din ce în ce mai bine, cel puțin din punct de vedere financiar. El era deja bogat și devenea și mai bogat. Și observați că, deși din punct de vedere material lucrurile îi mergeau bine, lucrul acesta n-a produs rezultate bune din punct de vedere spiritual. În viața lui spirituală, viața lui financiară mergea prosperând. Și viața lui spirituală mergea descrescând. Vreau să vă spun că îmi vine foarte greu să zic lucrul ăsta. Numai de fratele am probleme mari cu memoria. A fost la Iași, apoi la Marcu Nechifor. Numai de fratele Marcu Nechifor am auzit că s-a rugat Domnul să-i mai dea și greutăți și mai necazuri, că îi merge prea bine. Și s-a luat așa de pe gânduri și s-a îngrozit la ideea că îi merge prea bine și lucrul acesta nu este un lucru bun. Încă n-am ajuns acolo, nici nu cred că am să am vreodată destulă minte și curaj ca să zic, Doamne, merge prea bine. Nu că mi-ar merge acum așa de bine, dar avem... Haideți
să ne îndreptăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Și este scris, frații mei, să priviți ca o mare, ca un mare câștig când treceți prin felurite, socotiți mare binecuvântare când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează lucruri pozitive în viața voastră. Nu-i clară învățătura aceasta din cuvânt? Așa e că e clară. Și Domnul Iisus pune alături unul de celălalt și Duhul Sfânt pune alături unul de celălalt pe paginile Evangheliei după Luca, doi oameni care a trebuit să ia două decizii mari și să facă niște planuri cu bătaie lungă, unul în condiții de mare prosperitate și unul în condiții de mare stres. Care a făcut plan înțelept? Ăla stresat, așa-i? Omul stresat. Omul care nu știa încotro să apuce. E așa? Știu că lucrul acesta nu e acceptat cu bucurie și Sfânta Scriptură, și nici nu, Sfânta Scriptură zice, e adevărat că deocamdată orice pedeapsă din partea Domnului, orice greutate vine asupra noastră, nu ni se pare un motiv de bucurie. Dar singurul fel în care putem să acceptăm învățătura aceasta este prin credință. Prin credință. Să avem credință, frați și surori, că Domnul aduce în viețile noastre lucrurile care lucrează spre binele nostru, cel puțin acolo unde vede și pricepe Dumnezeu, chiar dacă noi nu înțelegem lucrul acesta acum. Și am să mărturisesc înaintea dumneavoastră, am mai mărturisit și altă dată, mărturisesc și acum, că am zis și așa, Doamne, dar de ce tot aduci lucruri din astea în viața mea? Dar nu pot să mă las, să mai, lasă-mă să respir, așa cum a zis Iov, mai scoate-mă, mai ridică-mă, mai fă-mă un pic de loc mai larg, că mi-e foarte greu. Știe Dumnezeu de ce aduce lucrurile acestea în viața noastră? Sunt convins că știe. Ceea ce avem nevoie este să acceptăm prin credință faptul că Dumnezeu aduce circumstanțe în viețile noastre care lucrează spre binele nostru veșnic. Și, frați și surori, am să mă opresc de data aceasta și astăzi n-am să iau din timpul de la orchestră. Numai atât aș vrea să ne despărțim și să mai zic o dată, să fim îmbărbătați, frați și surori, atunci când ne este greu și atunci când ni se pare că suntem strânși de circumstanțe, să credem că Dumnezeu aduce circumstanțele acestea în viețile noastre ca să ne constrângă să mergem și să trăim, să ne comportăm, să facem planuri și să luăm decizii ca niște oameni înțelepți. Amin. Haideți, vă rog, să ne ridicăm, să venim cu mulțumirile noastre înaintea Domnului și să ne încredințăm Lui, să cerem să ne dea înțelepciunea care vine de sus, ca să trăim ca niște oameni înțelepți. Rog pe fratele Gicu Șerban să ne conducă cu voce tare în rugăciunea aceasta. Tată din ceruri, înaintea Ta venim în aceste clipe ca să-ți mulțumim pentru cuvintele pe care Tu ne le-ai spus. Mulțumim. Doamne, îți mulțumim că Tu ne-ai dat o inimă și o minte înțeleaptă ca să pricepem cuvântul Tău și să-L aplicăm. Te rugăm ca întotdeauna să ne dai putere ca scopurile noastre să fie stabilite de Tine, iar căile pe care ajungem la acest scop să fie stabilite și după voia Ta. Vrem ca totul ceea ce facem să aducă slavă numelui Tău. Vrem ca prin tot ceea ce facem să dăm cinstea Ție, fiindcă numai Ție Ți se cuvine că Tu ești Cel care ne stabilești scopurile și ne dai și drumul pentru a atinge. Acum la despărțire ne încredințăm sufletele în brațul Tău, ne încredințăm și trupurile și vrem ca Tu să fii Domnul nostru și Stăpânitorul nostru. Amin. Vrem ca să rămânem lângă Tine și Tu să ne coordonezi până ce ne vei chema în veșnicie. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Vă rog să vă așezați și pe orchestranții rog să treacă la orchestră.